Păreri de rău, doar asta au putut fotbaliștii Petrolului să le ofere fanilor în returul semifinalei Cupei României. Fanii sunt principalii oameni care reprezintă acest club, spunea Victor Așa Stafei după prestația foarte slabă a lui și a coechipierilor, însă el și ceilalți nu i-au reprezentat pe gazon în duelurile cu steliștii. Stafei a spus că golurile luate în prima repriză i-au demoralizat foarte mult. Presiunea din repriza secundă a fost anulată de golul lui Tănase, iar replica lui Ipsa nu a mai contat. Lui Stafei îi pare cel mai rău de suporterii care trebuie să suporte un nou eșec în fața roșalbaștilor. Dezamăgirea a fost preluată și de Teixeira, cel mai controversat jucător din această săptămână, după întâlnirea cu Gigi Becali. El spune că situația în care s-a băgat nu i-a afectat jocul și îi pare rău pentru ploieștenii veniți să încurajeze, însă jocul lor a fost descurajator. În jur de 1500 de suporteri a avut Petrolul acest meci, iar lupii galbeni au încurajat echipa chiar și la scorul de 2-0, în ciuda unei evoluții dezamăgitoare. La final, găzarii n-au mai suportat atitudinea galben-albaștrilor, reproșându-le acestora maniera în care au jucat. Portarul Pesania, capitanul echipei la acest joc, a încercat să dialogueze cu suporterii, însă supărarea acestora era prea mare ca să mai accepte vorbele brazilianului.